categoria de software de o poartă. Pentru că anul trecut, chiar piața de software mi s-a părut că s-a mișcat mai bine decât în alți ani în comparație cu cea de hardware. Securitatea de pe software, nu vorbim de... Pentru mine, cumva, lucrurile sunt echivalente. Am avut 12 finaliști. Chiar vreau să fac o mențiune. Pentru unele produse pe care le vedeți incluse în această selecție, o să mă întrebați de ce au fost. Am avut semnale din afara țării, sunt oameni care au vrut să colaboreze cu noi, au trimis produse la test, ceea ce pe mine nu m-a bucurat. Înseamnă că îi interesează chiar și o părticică din piața României, ceea ce e bine. Cred că este primul an în care ESET reușește să intre în top. Pe locul 2 B-Defender, iar pe locul 1 avem Kaspersky, observ că e așa anul trecut. Clasamentul meu s-a mai puțin. Felicitările mele din partea Kaspersky la România, Costin Raiu. Costin, vreau să te întreb ceva. Lumea zice că nu mai au nevoie de produse de securitate comerciale, că alea gratuite sunt suficiente. Ce poți să zic? Lumea spune că nu mai avem nevoie de reviste, cum ar fi cei prin care avem bloggerii. Să vă spun câteva cuvinte. Mulțumim foarte mult pentru acest premiu, al treilea an la rând în care îl câștigăm. Este deja, ca să zic așa, reprezintă o povară pe umerii noștri. Înseamnă că la anul va trebui să încercăm să o câștigăm din nou, ceea ce va fi desigur foarte greu, produse extraordinar de bune. În esență, cred că două concepte ies în evidență când vorbim despre Pure, și anume unul că natura amenințărilor se schimbă și produsele de securitate nu mai sunt neapărat suficiente, iar în al doilea rând faptul că utilizatorii au început să înțeleagă acest lucru și să prefere produsele care oferă un pic mai mult, și anume control parental sau criptare.